Bun găsit, sunt Cornelia Ionescu și de la această oră vreau să rămâneți alături de mine. La emisiunea de astăzi vom vorbi despre familie. Invitații mei sunt doi frați cu un tată celebru. În urmă cu 8 ani, Aurelian Preda a încetat din viață pe un pat de spital din Austria. A lăsat în urmă foarte multă durere. Oamenii îl iubeau atât de tare încât au rămas șocați când au auzit că el nu mai este pe această lume. În urma lui a rămas, așa cum spuneam, familia și ea îndurerată. Ați cunoscut-o pe Ana Maria Rosa, fata lui. Însă puțină lume știe că el mai are un fiu. Fiul lui Vitreg este astăzi la mine în studio, alături de fata lui. Iar eu am să vă redau, sau ei o să vă redea, povestea lor în următoarele minute. Ana Maria Rosa și Aurelian alături de mine azi. Bună ziua! Un alt Aurelian! Bună ziua, draga mea! Mă bucur să te revăd ca de fiecare dată. Mulțumim de invitație! Da, am venit alături de fratele meu Aurelian, un alt Aurelian. Numele coincid, iată. A plecat tatăl meu, dar îl am alături de mine și sper că o să fim așa uniți toată viața. Într-adevăr, cum ai spus și tu, se împlinesc 8 ani de zile de când tatăl meu a decedat și nu știu când a trecut timpul. N-am mai vorbit de foarte mult timp despre plecarea lui de pe această lume. Tot ce pot să spun e că mă rog tot timpul pentru sufletul lui. Și iată că astăzi am venit alături de fratele meu să vă spunem așa câte ceva despre relația noastră de frăție, mai nou legată. Pentru că da, într-adevăr, nu se știa de ea până acum. Aurelian este fiul mamei mele, adică este fratele din partea mamei. A crescut cu ea acolo în Italia și cred că mai multe poate să spună și el. Da, o să ne spună el. Puțină lume, așa cum ziceam în introducere, știau că Aurelian Preda mai are un fiu și Vitreg. Nu contează până la urmă. Pentru el, familia însemna totul. Speculațiile au fost mari. Cornelia s-a spus despre tata că avea 3 copii cu 3 adevărat femei diferite. S-a spus că mai avea un fiu prin America. Realitatea este una singură în act, vorbind în acte, și aceea este că eu sunt singura și unica fiică a lui Aurelian Preda. Nu mi-ar fi părut rău să mai existe și alți copii ai lui Aurelian Preda, respectiv frații mei, pentru că, iată, fratele din partea mamei este binevenit în viața mea, deși nu am crescut împreună, încercăm să recreăm și timpul. Da, să recuperăm timpul împreună, să recreăm acea relație de frăție. Lumea a speculat multe, dar, repet, adevărul este unul singur. Dar tu te-ai luptat cu toți, da, pentru adevăr. Da, am încercat să mă lupt pentru adevăr, pentru că tatăl meu a fost un om mult prea cinstit pentru această lume, a ajutat mult prea multă lume și sunt total dezamăgită în acest moment, în 2024, pentru că au trecut atâția ani în care au dispărut așa unul câte unul și de la lună la lună, de la an la an din viața mea, dar e normal, odată cu trecerea timpului e inevitabil. Nu pot să spun că oamenii care l-au îndrăgit pe tatăl meu l-au uitat, sub nicio formă, în continuare postează, în continuare avem vizualizări pe pagina de YouTube, atât la piesele mele, dar cât și ale lui, la poveștile de viață pe care le făcea și așa mai departe. Cu toate astea, cei care au fost ajutați de tatăl meu au cam uitat, adică nu prea îl mai menționează din ce am observat, inclusiv colegi din televiziune și așa mai departe. Dar uite că sunt oameni ca tine care nu-i uită numele și se gândesc și la faptul că a făcut ceva pentru muzica românească, pentru televiziune. Totuși au rămas amintiri frumoase. Amintiri frumoase și o avere muzicală. Exact. Este foarte important lucrul ăsta. Interpreți tineri, îi cântă melodiile. Da, poate, și chiar mă bucur. Da, asta e un lucru bun. Înseamnă că a fost undeva acolo. Iar el a fost chiar foarte îndrăgit de oameni. Nu doar ca și cântăreț. A prezentat multe emisiuni de folclor și șocul morții a avut un impact foarte, foarte mare asupra oamenilor. Păcat că cei care l-a
vremea respectivă îi stăteau aproape, acum au dispărut așa, unul câte subit, unul, da. Dar până la urmă asta e viața. Asta este viața, asta normal, e cursul, nu judec ei pe nimeni. Și dacă nu mai ai nevoie de cineva, nu mai e în viață, exact. Te duci pe drumul tău. Exact. E greu pentru familie, cum spuneam, pentru cei care au rămas în urmă, însă mă bucur că tu vrei să înlături toate speculațiile care da. Au existat în presă. Asta legate de familie. Tot timpul. Mi-aduc aminte că atunci când tatăl tău a încetat din viață, erau o serie de materiale, persoane care cică erau foarte apropiate, mărturiseau cumva jurnaliștilor faptul că ar avea 3 copii da. Și că ți-ar fi și spus da. Înainte să moară lucrul ăsta. Ana, eu am încă alți copii. Adevărul, uite, nu era. Nu era, acesta ce iar Aurelian Preda nu mai trăia ca să se poată exact. Apăra. Exact. Și atunci am apărut eu așa cum am putut să mă apăr și pe mine, dar și pe el, pentru că consider că am meritat acest lucru. Foarte multă lume, mai mult oameni, de fapt, care nu au vrut să înțeleagă, pentru că eu m-am făcut clar înțeleasă, că nu am ieșit să-l denigrez pe tatăl meu nicio secundă, din contra am ieșit să-l apăr, nu am venit niciodată cu o speculație cum că, nu știu, ar fi făcut ceva rău sau nu, am vorbit strict adevărul. Adică dacă a reieșit din povestea mea și a lui și din povestea mea și a mamei, faptul că, nu știu, nu... Faptul că nu ne-am înțeles ca familie și n-a fost o familie unită și eu am încercat să lămuresc cumva lucrurile astea și să se înțeleagă clar că chiar dacă nu am fost crescută de mama mea, eu în continuare păstrez o legătură cu ea, cu fratele meu de altfel. Am fost crescută de tata, el a fost crescut de mama mea, asta nu a schimbat cu nimic, nu știu, relația noastră de acum. Lumea doar a vorbit și atât în necunoștință de cauză, inclusiv cei care spun că au fost apropiați. Poate tatăl meu se destăinuia în fața lor și nu în fața mea, eu n-am de unde să știu. Dar iată că totuși au trecut 8 ani de zile și eu nu văd să mai fi apărut niciun fiu. Așa e, lucrurile se cer până la urmă. Da, adevărul oricum iese întotdeauna la iveală, Cornelia, și indiferent de cât am încercat eu în acea perioadă să apăr numele meu, numele tatălui meu în primul rând și apoi al meu, uite că au trecut 8 ani de zile în care n-am mai fost nevoie să fac acest lucru, pentru că lucrurile s-au așezat foarte bine și foarte frumos și adevărul este întotdeauna la iveală. Nu trebuie să... Atunci a fost și o tensiune în mine, și o supărare, și o frustrare, au fost mai multe adunate, pentru că mi se făcea o nedreptate și era normal să ies pe post și să spun toate lucrurile exact așa cum au fost, faptul că eu chiar nu am știut că Aurelian Preda este sau nu tatăl meu natural și multe alte lucruri legate de viața noastră. Dar a trebuit să apar atunci pentru că asta am simțit să fac atunci, la vârsta aceea, cu mintea de atunci, asta am simțit să fac. Dar acum gândesc lucrurile mai matur, nu mă mai afectează atât de tare părerea lumii, nu mă mai interesează, vreau să cânt în continuare, asta fac, cu asta mă ocup, asta o să fac în continuare. Că sunt într-o perioadă în care momentan ororez doar evenimente și ulterior o să încep și cu proiecte noi și cu piese, le iau și eu eșalonat pentru că încă sunt câteva lucruri nerezolvate după moartea tatălui, mă refer cu casa și așa mai departe, și încerc și eu să mă descurc cu până la urmă sunt singură, chiar dacă mama mi este alături, totuși sunt o femeie în toată firea, am 24 de ani, mâine pe mine fac 25, consider că nu e nevoie nici de ajutorul părinților, nici doar sprijin moral și de asta și fratele meu e lângă mine, tot pentru un sprijin moral, sub așa. Nicio formă din alt punct de vedere. E foarte bine. O să vorbim puțin mai târziu și despre casa cu da, care te sigur. Tot lupți da. Tu de ani de zile. O să mai discutăm despre lucruri care au practic legătură cu tine. Îmi doresc foarte mult ca într-o ediție viitoare să vii și alături de mama ta. Sper să o convinc, da. Că e cam sceptică în privința interviurilor, dar cu siguranță pentru tine o să accept. O aștept cu mare drag. Deocamdată l-avem pe Aurelian da. Aici și vreau să știu mai multe lucruri despre el. Câți ani ai în primul rând, Aurelian? 20 de ani și în octombrie o să fac 21. Mulți înainte și nu trăiești aici în nu, România? Trăiesc în Italia, la Milano, unde am crescut de fapt și unde am petrecut timpul meu, copilăria mea, unde am făcut școala.
Trăiești în Milano de... Adică te-ai născut la Milano sau ai plecat din România la o anumită vârstă? M-am născut aici în România și am plecat la vârsta de 3 ani jumate, 4, în Italia, unde am crescut. Dar vorbești foarte bine românește. Da. Și ascultă muzică română și... Da. Încerc să nu uit limba. Ceea ce e foarte frumos. Și nu mai așteptam bine din partea lui să înceapă să vorbească de bine română. Și în condițiile în care a studiat în Italia, adică tot ce înseamnă de la grădiniță până la liceu inclusiv. Adică nu mă așteptam și e de apreciat. Mereu l-am apreciat pentru lucrul ăsta, că nu a uitat de unde a plecat și că îi place. Da. Îi place în România, îi place să vină în vacanță. Tatăl lui biologic este român. Adică nu? Și locuiește aici, bănuiesc, nu în Italia, tatăl tău. Nu, locuiește în Italia. Locuiește și în Italia. Îl cunoșteai pe Aurelian Preda? Mama ta îți povestea despre relația pe care a avut-o cu tatăl, până la urmă, biologic al Anei? Da, l-am cunoscut personal. Și... Ce vârstă aveai? Eram micuț, nu mi-aduc aminte foarte bine vârsta, dar... Aproximativ. Cred că aveam 8-9 ani. Și cum ți-a spus mama ta despre el? E interesant și faptul că ți-a dat și numele lui. Da, nu știu, poate îi plăcea numele, dar uite că m-am chemat și eu Aurelian și gen îmi place și mie foarte mult numele ăsta. Da, nici eu nu mai știu să-i placă numele. Știi că Aurelian nu e un nume foarte, foarte comun, mai ales pentru un băiat generația de 20 acum, de ani. Da, e un pic ciudat, dar uite că i-a plăcut. Și în Italia se spune Aurelio, diminutiv, cum Ionuț, de exemplu, sau Ion e Giovanni. Tu ești de fapt asociere. Aurelio în Italia, nu? Da, Aurelio. Și aici cu toată familia ta ești Aurelian. Da. Auraș. Auraș, da. Cum l-ai perceput tu, micuț fiind, pe Aurelian Preda? Cum ți s-a părut ca om? Un om foarte bun. Deci... Era în Italia, în România? Unde l-ai cunoscut? În România. Venise într-o vacanță, da, probabil. Într-o vacanță. În general, da, venea în vacanțe cu tatăl lui în România, când venea și ne vizita de fiecare dată, pentru că tatăl lui, biologic, era prieten foarte bun cu tatăl meu. Uite, erau ce, prieteni, ce frumos, da. Erau prieteni, dar de tineri, adică nu era o relație, da. Ideea e că... Cum îl cheamă pe tatăl tău? Cătălin. Cătălin era prieten cu Aurelian. Practic așa s-a și cunoscut cu mama mea. Știți foarte bine, nu ne mai ascunde speculațiile cu mama că era nepoata tatălui meu, da? Tatăl meu a vrut să fie nașul lui Aurelian prin Cătălin. Adică tot s-a întâmplat prin tatălui biologic și Aurelian, tatăl meu, a vrut să fie nașul lui. Și iată că de acolo și numele Aurelian Ion. A fost până la urmă tată. Și nașul tău? Eu nu știu, cred că da, nu? Da, cred că da. Cred, nici eu nu știu. Da, înseamnă că... Nu ne asume cu lucrurile astea, oricum se știe. Da, mama ta l-a cunoscut pe Cătălin până la urmă, după relația Cătălin pe care a avut-o cu Aurelian Preda. Cătălin a fost căsnicia ei, adică ei s-au căsătorit, urmă, adică mi-a purtat Aurelian numele și au fost familie 100%. La un moment dat lucrurile n-au mai mers, dar ei au fost o familie. Ea, mama cu Cătălin, adică nu a fost ca la mine ce s-a întâmplat, ce s-a fi întâmplat, nu. Ei au fost o familie. La tine rămâne totuși un la mister. La mine să fie un mister veșnic, dar nu contează. Uite, de-aia suntem acum împreună. Să aflați lucruri despre voi. Da. Vă cunoșteați de când erați mici, dar nu știați că sunteți frați. O să ne facem o echipă de-asta de exploratori. Da. Vă cunoșteați, repet, de când erați mici, dar nu știați că sunteți frați la vremea respectivă. Nu. La ce vârstă l-ai cunoscut pe el? Am crescut împreună, dar doar când veneam în vacanțe. Între ghilimele am crescut pentru că i-am văzut toate etapele vieții. Adică noi avem poze împreună mici, o să vi le dăm. Da, da. Avem poze împreună mici. Noi am locuit la Pitești împreună. Adică eu stăteam cu tata, el venea în vizită. Eu fiind micuță, mama lui, venea, da, mama, deci el venea în vizită în vacanțe, mama venea tot așa cu el și automat, da, nu, i-am văzut toate etapele vieții, l-am văzut de mic. Am crescut oarecum împreună. Avem poze când ne jucam împreună la diferite vârste. Nu pot să spun că am fost chiar așa în nou contact foarte mulți ani. Nu, am fost,
Dar fiind în țări diferite, el crescând cu mama, eu cu tata, automat ne vedeam doar în vacanță. Da, și vă considerați... Nu știu, da, noi știam veri, atunci că erau? Suntem, da, că suntem veri. Nu. Dar exista așa o apropiere sufletească, da, între voi, nu? Păi și așa? Cu mama n-a fost la fel până să aflu că e mama, la fel. Plângeam după ea, nu plângeam după mama vitregă, deci știam eu că e mama. Deci, chemarea sângelui există cu adevărat. Da. Cum ți se părea când era mică, Ana? Era, nu știu, simpatică sau ce, drăgoasă? La ce mi-au povestit mie, o cam... Mă jucam foarte mult cu ea, era cu minte, eu eram mai rău când eram mic. Și acum suntem total diferiți amândoi. Acum s-au schimbat rolurile, da, sau cum e, ea, dar ea e mai mână de fier? Faptul că suntem amândoi foarte sensibili, știi? La un moment dat mult prea sensibili, cred că asta avem în comun. Se observă, da, el este și așa, foarte timid. Așa cred, e timid, dar bine, da. E și prima lui apariție, dai seama. Și mă bucur că, uite, putem să le oferim oamenilor de acasă o exclusivitate. Măi, și e o învățătură, eu nu cred că am apărut vreodată la televizor, cum am mai spus, că mă uitam zilele trecute la interviul celălalt, la care am fost la tine, și am văzut că am plâns și eram așa supărată și zic, ia uite-mă frate, a mai trecut un an în care am conștientizat că nu mai trebuie să stau să mă justific în fața oamenilor, că eu dacă vin în fața oamenilor, vin cu niște lecții. La ce mod lecții de viață? Uite, doi frați care s-au întâlnit după atâta timp, da, și pot lega o conexiune, de ce să nu o facă? De ce să existe dușmânia care să aibă mai mult, care se certe pe avere, care-i mama, care-i tata, cum își împart lucrurile? De ce? Când poate exista o conexiune foarte bună, pentru că e foarte frumos pe lumea asta să ai un frate, o soră, mai mulți chiar, să fie o familie unită. Să nu fii singur pe lumea. Iar mama și-a dorit mereu ca noi să fim la un moment dat împreună. Pentru că mama la un moment dat au ieșit speculații că, mă rog, m-a abandonat, că eu creșteam cu tata, tatăl meu nu m-ar fi lăsat niciodată, nici dacă voia mama să mă ia, să mă ia. Înțelegeți? Atât de la ea. Mult te iubea, atât de mult mă iubea. Și mama nu s-a opus sub nicio formă. Tocmai de-aia l-a luat pe Aurelian acolo, m-ar fi luat și pe mine, dar tatăl meu a exclus această variantă pentru că mă iubea mult prea mult. Și mama și-a dorit foarte mult timp, adică până în prezent, ca noi să fim împreună. Ea plânge și acum când ne vedem împreună. Adică nu e chiar așa. Mama cum ta este foarte sensibilă. Este sensibilă, este o femeie dură așa în aparență, dar este o femeie sensibilă. Și indiferent, totuși m-a făcut, deși m-a făcut la o vârstă fragedă, e mamă. Indiferent că e o mamă tânără și cât că... Câți ani avea? 18 că m-a făcut pe mine. 17 spre 18, m-a născut la 18 și la 3 ani l-a făcut pe Aurelian. Adică o mamă tânără care și acum este tânără și are, nu știu cum să spun, mentalitatea ei. Da, exact, și mentalitatea ei, pentru că da, e diferită mentalitatea unei mame de 42 de ani cu o mamă de 60-70 de ani. Da, contează foarte mult, da. Este mult mai apropiată de copii în general. Adică noi cu ea putem să vorbim orice. Mama, nu știu, poate să spună el relația cu mama. Eu am fost, adică eu și în prezent sunt prietenă cu ea în primul rând, pot să-i spun orice. El are rușinea aceea cum o aveam eu de tata, pentru că na, crescând cu ea, da, fiind apostrofat de ea și așa, au altă legătură. Cum aveam eu cu tata, care îl iubeam ca pe ochii din cap, dar nu permiteam să-i spun orice fac sau orice prostioară sau, știi, n-aveam curajul ăsta. E frumos ce spui și e foarte adevărat. Mama ta a fost o persoană căreia puteai să-i spui orice? Da, s-au schimbat foarte mult lucrurile când am început și eu să cresc mai mult și s-a schimbat și raportul cu mama mea. Gen, puteam și eu să-i zic orice făceam, de la simplă țigare ascunsă. Puteam să vorbesc orice cu ea. De la lucrurile banale, da, până la lucrurile foarte serioase care ți se întâmplă. Da. Și mi-a fost întotdeauna de ajutor și acum. Ți-a îndrumat pașii către o anumită școală pe care trebuia să o faci în Italia? Da. Ce ai studiat? Mi-a deschis ochii respectiv spre bucătărie, oricum, în viitorul ăsta de bucătar. Și am terminat școala de bucătar, da. În Italia. Italienii sunt celebri. Ai și făcut practică în Duomo, acolo, la restaurante. La restaurante, da, la am mai multă experiență. Partea asta gastronomică.
și în restaurante cu stele Michelin, am avut o experiență mea. Adică a lucrat, a făcut practica acolo, la Duomo, în Milano, la restaurantele respective. Da, e o realizare, normal, 100%. Și îmi doresc tot bine pentru el. El acum e într-o dilemă, nu știu dacă se întoarcă în România sau să rămână în Italia. Știi? De ce te tentează să vii aici, să lucrezi într-un restaurant da, din România? Da, mă tentează mai mult, nu știu, cred că e o chestie sufletească, într-un fel. Să e mă apropii, toată familia da, ta aici. Să mă apropii mai mult și de sora mea, ar veni gândul meu. Și... Da, ar fi drăguț să-l știu aici. Eu n-am pe nimeni în București și, bine, de fapt, am pe bunica mea la țară, la Curtea de Argeș. Dar na, nu stau să fac drumul acela tot timpul pentru că vorbim de timp, în primul rând, da. Și nici ea, deși ar putea, dar ar fi drăguț să-l știu aici. Da. Tu ai venit de la ce vârstă în România și pe urmă în fiecare an? De la 9 ani, ai zis, 7, 8? Da, eram micuț oricum, 8, 7, eram foarte mic și am început să vin aproape în fiecare vară aici în România. Se dea mai mult la Pitești, nu prea venea la București, că dacă acolo s-a născut și el, unde m-am născut și eu de altfel. Da. Da, și acolo a copilărit. Mergea cu tatălui și la familia tatălui lui. Mama mai ușor cu România, nu prea venea. Nu da, prea uite că crescut. Venea el. Da, el da. Simțea așa o chemare către tine în special, că uite, avea o soră. Da, nu exista vară în care să nu vină la mine. Deci nu exista vacanță în care să nu ne întâlnim. Dar încet încet lucrurile s-au așezat și uite că până la urmă tot noi a rămas, tot chemarea sângelui, tot. Așa e. Când ai aflat familia că este sora ta, asta rămâne, ce să mai. Cum mai reacționat? Păi nu s-a schimbat prea multe, că oricum îi vroiam binele oricum și dacă nu era sora mea. Dar n-ai fost surprins să vezi toate lucrurile acelea care se vorbeau la televizor? Să fiu sincer, nu. Că gen, numai eu știu raportul care am cu sora mea și uite că nu s-a schimbat absolut nimic. Era mai distant înainte, vorbesc de când înainte să crească, vorbesc de vreo 5 ani, acum vreo 5 ani era mai distant, adică după ce tatăl meu a decedat, încă nu eram atât de apropiați, plus că el era mult mai mic, nu îi păsa atât de tare de lucrurile astea, abia crescând le-a realizat și și-a dorit apropierea de mine ca soră. Cei 8 ani era un puști, un copil. Exact, da. Și el crescând în Italia și na, viața lui, prietenii lui, verișorii lui, că frații mamei mele sunt în Italia toți, în afară de unul care este în America, verișorii, unchi acolo au crescut toți. Eu am fost singura care a rămas aici. Adică n-ai tratat-o altfel când ai aflat că este sora ta și nu este verișoară sau o rudă? Nu. Din contră, parcă a fost mult mai bine. Da. Da. Nu mai erai nici... Așa, că spune că erai un pic mai dur când erai din era, mai era rău. Dur, era gelos pe mine. Era... Da, el, da, de ce da. Erai gelos pe? Era gelos, că zicea că mama mă trata, dar poți să spui și tu. Hai, spune tu. Bine. Ziceam că gen mama o trata mai bine decât pe mine, da. Că pe mine mă vedea mai rar. Da. Așa vedeai tu lucrurile. Copiii simt situațiile diferit și eu îl înțeleg și pe el. Probabil... Vedea prea multă dragoste din partea mamei îndreptată către tine exact. Și se simțea un pic da, dat pentru la că o mama ne văzându-mă des, automat își dorea să petreacă cât mai mult timp cu mine în momente și să-mi cumpere în momente frumoase, să-mi cumpere cât mai multe lucruri frumoase și probabil se simțea un pic da, dat la o parte. Da, de fapt în a conștientizat mai târziu că el a fost cel câștigat crescut lângă mama și de mama. Bine, și eu am fost câștigată cu tatăl așa meu, este. Dar la rândul lui, comparativ cu relația lui cu mama și relația mea cu mama, el a avut de câștigat 100%. Și cum reacționai când erai gelos pe Ana Maria? Nu mă băga în seamă. Da. Așa, deci o evitai? Foarte simplu, da. Și cu o privire așa de sus. Da, asta faci și acum. Da? Vai, da, deci asta faci și acum. Când mă enervează cel mai tare când mă tratează cu indiferență. Că de fapt cred că pe oricine asta deranjează cel mai tare. Dar se când îl văd că tine, tace, nu? Așa vai, face. Și da, da. Da, dar acum ne înțelegem mult mai bine. Vorbește cu mine și de fete. Da? Ai o iubită? Cere sfaturi. E mai complicat.
Păi, să vedem. A avut o relație lungă. Da. Dar e acum așa, cam scârție relație. Scârție? Păi da, până la aflat de ce scârție, spune-mi câte ceva despre această poveste de dragoste a ta. Nu știu, cred că a fost prima mea iubire adevărată și m-a simțit foarte bine, un raport foarte matur cu fata asta. Am trecut prin multe cu ea, m-a ajutat foarte mult și uite că și dacă s-a terminat chestia asta, totul o să o iubesc. De câți ani erați împreună? Am stat împreună... Româncă, italiancă? Nu, italiancă, din... Milano, de crescută unde în Milano, dar de origine era calabreză, din sud Italiei. Și... Sangre da, caliente. Da. Mai afurisită. Da, și am stat împreună 3 ani. Deci m-a văzut mic și mă vede mare. Deci exact cât am avut eu prima mea relație serioasă. Uite, la 16 ani, la 19 ani, fix 3 ani a tot stat și el într-o relație serioasă, tot 3 ani. Cum te-ai despărțit tu, s-a despărțit și el, imediat. Da, doar la diferență de 3 ani distanță, practic. Da. Dar de ce v-ați despărțit? Cred ce că... nu mai mergea? Nu, cred că e legat de gândirea mea, gen să vin aici în România, distanța, nu știu. Cred că am schimbat prioritățile într-un fel sau altul. Adică acum nu mai pune pe loc, pe primul loc, relația, ci viitorul lui, nu? Da. Cariera lui, ce își dorește să facă mai departe. Noi am vrea să ne deschidem și un restaurant aici, da, pentru că avem să întreb, dacă susținerea, tot vrea susținerea să unchiului nostru, care ar vrea să facă acest lucru, și mama, care de mult timp își dorește să-și deschidă un restaurant, pentru că a lucrat foarte mulți ani în restaurant și... Na. Eu cu muzica, tu o să ei cu gătitul, mama fii cu partea artistică, da. El în bucătărie, nu știu, poate cineva din familie. Sponsor? O să faceți un restaurant de familie venind acolo din Italia. Avem nevoie de un sponsor. Da. Așa, va fi și pe partea de servire. Vine mama cu manageriatul și e bine. Așa gândim, noi așa ne dorim cu toții. Dar momentan avem alte priorități. Momentan. Sperăm să nu fie... Niciodată nu-i prea târziu. Eu zic că mai avem timp, cel puțin noi doi. Da. Mai avem puțin. El trebuie să mai capete experiență, deși a lucrat după terminarea liceului, a lucrat câțiva ani în bucătărie acolo în Milano, dar trebuie să învețe dacă trebuie să deschidă un restaurant aici în România și bucătăria românească, pentru că, na, da, doar n-o să cânt muzică populară la meniu de... italian. Exact, mediteranean. Ce știi să gătești? Păi... Ce principal pizza. Nu, principal. Că oricum italienii sunt campion mondial la da, pizza. Dar principal mă descurc foarte bine în tot ce e bucătăria italiană, gen și la pește și la carne n-am probleme și cu dulciuri. Gen am avut experiență în toate ambitele astea. Dar o mâncare românească știi să gătești? Am încercat numai o dată să fac o ciorbă și atâta. Și ai dat să pun apă. Glumesc. Nu, foarte simpatică soarta. Cu mâncarea românească mă ocup eu. Chiar azi, uite, ajung acasă și vreau să fac o supă. Vă aștept. Dacă tot asta cu tine. A, mi-a gătit. În prima săptămână mi-a gătit paste, mi-a făcut de toate. Ce o să te faci tu că o să plece peste două săptămâni? Am și zis că intrăm la dieta amândoi. Nu o să mai cine să te răsfețe. Am zis că intrăm la dieta amândoi pentru că eu vin de la evenimente și găsesc mâncarea acasă făcută. Ceea ce de mică eram învățată cu tata să-mi găsesc mâncarea acasă făcută venind de la școală. Și eram bucuroasă, dar uite că n-am băgat nicio dietă, ieșim numai în oraș sau face paste. Și pastele sunt mâncarea mea preferată și automat îmi face tot felul de sortimente de paste și am pus 3 kg pe mine în 2 săptămâni. Și e vina ta. El e vinovat. Da. Și când te duci în Italia, stai la el. Da, la mama și la el acasă. Cum o răsfeți pe acolo prin Milano? Pe unde o duci? Unde îi place Anei să meargă? N-are diferență. Îi place oriunde. Preferință. Îi place oriunde o duc. Nu știu. În principiu, muzica e să bem și noi cu un cocktail. Da. Da. E foarte distrăm. Frumos la Milano, la lacul Como, vă duceți, sunt am sigură fost de multe că mergeți ori. De multe ori în locuri spectaculoase. Dacă tot ai venit în România și te-ai despărțit de prietena aceea focoasă din Italia,
sunt atât de multe românce. Da, știu asta foarte zicea bine. Că toate și româncele sunt foarte frumoase. Sunt foarte frumoase. Știu și foarte bine. Nu te-ai apropiat de niciuna? Dacă mă uit la Ana Maria, da. Eu sunt sigură că e adevărat. E, vorbește și el, ce e de 2 săptămâni aici. Da. E suficient o zi. Da. Cred că a fost suficient o zi, da. A, vezi, e suficient o zi. Hai, spune tu, Aurelia. Așa, m-am apropiat la... Tu zici că eu după aia zi te dai vina pe mine că vorbesc eu. În prima zi de cine? De o fată. Din București. Nu vreau să dau... Uite, te trage ața să rămâi. Vrei să deschizi și un restaurant. Ai găsit și o fată frumoasă aici în București sau mai multe. Acum, nu știu. Să sperăm. Dar văd că ești mai fidel, așa. Este. Cred că te-ai oprit doar la una singură. Dar știi tu să faci în relații. Că știi să calci, da. Să speli, te-a învățat mama. Păi nu, uite, vezi, el are o mentalitate sănătoasă și spune că sunt normale, dar în mentalitatea trăită de mine una, lucrurile bărbatul astea... Bărbatul din România nu face... Nu asta. Erau normale deloc ca bărbatul să calce, să spele, să stau, măcar să te ajute. Și ai cunoscut fete și în România? Ai tu așa lipiși la fetele din țară de aici? Da, mă cam plac. Româncele. Îți plac? Cum să arate așa? Nu o să-i spunem numele. Nu, a zis fetei. Mă cam plac românțele. A, vezi, uite cine e foarte aproape de el. Înțelege exact sensul propoziției. E, să știi că are încredere în el și îmi place. Că eu n-am. Să aibă el și pentru mine. Eu abia acum am început să mai am recapăți din încredere și... Dar el are. Mă rog, cum bărbații în general au încredere în ei, așa, știi? Am observat eu. Adică tu acum te-ai vindecat, Ana Maria, da? Eu? Sunt top. Ai suferit și tu o perioadă, eu, da, dar da. Uite, viața timp. Merge înainte. Normal. Zic cu fetele, cum îți plac fetele? Cum sunt fetele sau cum este fata pe care o placi tu acum? Asta, zic cum îți plac fetele. Da, să nu intru. Și așa cred că ăla e gustul meu. Așa, tipologia ta de fapt. Nu știu, să fie mai mică decât mine, gen de înălțime. De an nu. Nu, îmi plac mai mari. Îți plac femeile sau fetele mai coapte, ca să da. Și nu știu, n-am preferență, de fapt e o chestie foarte pe sentiment momentan. Nu e să fie ceva pasional. Nu, n-am preferență. Acum îmi dau seama de ce îți plăcea ție fata aceea din Italia. Că vorbești de pasiune și de zona calabrezele, în care era. Da, sunt pasionale, într-adevăr. Da, gen, da, am și eu ceva preferențe. Măcar să aibă un tatuaj. Serios? Da. Eu cred că sunt detalii pe care vrem să le aflăm. Da, mai mult e tatuată, mai bine. Cu cât e tatuată mai mult, cu atât mai bine. Da. Îmi plac femeile, fetele tatuate, da. Clar. Și tu ai un tatuaj. Da. Ce reprezintă tatuajul? Ăsta e anul meu de naștere. Și eu mă chinui să-mi fac un tatuaj, măcar un scris mic și n-am tupeu. Și acum, când mă întorceam în Italia, gen, trebuia să termin tot corpul. De fapt, tot corpul. Pieptul și spinale. Data viitoare când o să vii aici în studio facem prezentarea. O să fii la bustul gol. Trebuie să apuce de sală. O să vedem tatuajul. Păi nu-l faci degeaba, nu? Păi, normal. Te-ai întors în România, ai stat numai aici în București sau la Pitești? Sau te-ai dus într-o vacanță, mini-vacanță, la mare, la munte? Când era mai mic, am mai fost și în Costanța, am mers și în Brașov, alte... Nu am vizitat prea mult România, să zicem. Adică nu o prea cunoști. Nu. Ana nu te-a dus acum în cele 2 săptămâni nicăieri? Nu. Acum am venit și în iulie în București, 4 zile și ar fi trebuit să merg în Constanța. Dar n-am apucat. De fapt, a stat în București, a stat în centrul vechi și a venit cu prietenii aici. Astea nu le spune acum, el face pe timidul, dar... Am adus și eu italienii aici. Are 20 de ani despre ce vorbim. Eu aseară m-am uitat cu el la majoratul meu. El nu și-a sărbătorit majoratul și a vrut să vadă cum a fost la majoratul meu, pentru că el n-a fost prezent.
nu știu, era cu școala atunci, nu mai știu ce s-a întâmplat, de n-a ajuns. Și aseară ne-am uitat și zicea, ia uite, mult ai avut, majorat ai avut tu. Și, și eu n-am avut parte. El n-a avut, da. Dar uite că el are și-a luat mașină, are permis, eu încă permisul mai trag așa de timp. Da, majoratul meu a fost foarte simplu. Ca în Italia. Da, un club cu prieteni, gen, atâta tot. O să-ți serbezi ziua de naștere aici, în România. Cred că pe 9 da, octombrie. Da, așa a zis că vrea să vrea... O să fii aici cu prietenii, o să fie o sărbătoare mare, o să recuperezi timpul pierdut în anii anteriori. Să sperăm. Încântăsor mea. Da, nu? Ce-i da, place să-i l-am cânti? Luat cu mine, n-am avut timp de el astea două săptămâni să merg cu el pe undeva. Ne-am pregătit să plecăm la munte, am urcat în mașină, dar era deja 5 și am zis că ce rost mai are, că ajungem noaptea și n-are niciun sens. N-aveam timp să stăm până a doua zi. Dar am luat cu mine la evenimente, cât să nu stea singur. Am încercat să ies cu el cât am putut de mult, să mâncăm, să ne plimbăm prin oraș. S-a putut. Eu nu prea am timp. În general nu am timp, viața mea e un haos total. Abia mă organizez cu timpul. Dar nu că aș avea extraordinar de multe lucruri de făcut, ci pentru că nu știu să mi le organizez și pentru că sunt cam împrăștiată din punctul ăsta de vedere. Eu sunt genul ăla de om, știi, dacă n-am motivație, o motivație solidă, nu prea fac, știi? Adică trebuie să am un fond pentru care să fac lucrul ăla. Pentru ce să lupt. Exact, exact. Să știu că ies cu o reușire de acolo, sigur, nu prea mă risc. Nu prea... Se spune în viață să faci ce simți, știți? Ce, dacă da. Mărici, nu câștigi. Da, eu nu prea mărici. Eu merg la sigur tot timpul. Adică de când m-am mars, de prea multe ori. Să știi. Măi, da, văd că arăți cu totul diferit față de ultima noastră întâlnire. Mâna în păr, pardon. Pentru că nu sunt obișnuită nici acum să mi-l coafez cu bucle. Eu înainte fiind șatenă și atât, nu prea mi-l făceam bucle că nu stătea. De când l-am vopsit blondul ăsta, șuvițat așa, balaiaj, cum se spune. Stă coafat altfel, știi? Și de-aia s-a una în păr. Nu știu cât o să mai stau blonduță așa. Ai vrut să faci o schimbare? Am vrut să fac o schimbare, așa cum îmi place să schimb în viața mea. Tot timpul, știi, îmi dau un reset când nu-mi convine ceva și eu iau de la capăt. Pentru că m-am obișnuit deja, e foarte simplu pentru mine să fac chestia asta. Și după cum spuneam, am mers de prea multe ori, de-aia și merg la sigur, știi? Adică de oameni, de situații, de întâmplări. Și acum stai așa, mai chill, mai liniștită, mai zen. Îți place nouul ei look? Da. Hai să seamăn cu mama mai mult, că mama e blondă, tot așa. Da, seamăn și a zis că mult. Sunt Ica 2, mă rog, Ica, se spune în România, Ioana o cheamă. Da, o cheamă mama junior. Da. Ce copii ai, Fidel? Dar spune că sunt cicălitoare, că zici hai, în casă cum te este cer. Ana Maria? Stresant. Stresantă. Nici nu te uita la ea. Uită-te la mine și spune tot. Spune-mi 5 defecte și 5 calități. Bine, băieți, să nu-l ascultați, că nu e cum zice el. Asta a fost zic eu singur. Nu știu. Deci, stresantă. Da, stresantă. 2. Nu, problema ei principală e că e foarte stresantă și e foarte stresată. Așa. Și stresantă și stresantă. Da, și de aici e și... Da, tot stresul meu vărs pe cei din jurul meu. Da, să știi că sunt într-o perioadă. Eu sunt total diferit. E mai agresivă verbal așa sau... Uneori. Așa. Gen, mă cheamă mama ligă că eu sunt foarte tăcut. Așa, da. Eu mă văd de treaba mea. Și... Adică tu ești liniștit, îți vezi de treaba ta și îmi spune că ești mama ligă. Și când mă nervează tot sunt tăcut. Nu... Sunt foarte calm. E calm, rău. Și foarte indiferent. E enervant de calm. Adică nu ți-ar plăcea să ai calm. Un iubit ca... Aoleu, păi m-aș certa singură. Cu cine mă mai cert? Prea calm. Nu, nu. Gen, când e vorba de ceartă activă, sunt activ. Ceartă, discuție. Discuție, da. Aia e bine și când se enervează și se pune în pată, da, chiar e un vulcan. Dar așa e pașnic. E liniștit. Da, da. Foarte pașnic. Da. Uneori ai tace prea mult și mă enervează, nu știu. Nici să tacă, nici să zică da, ceva. Da, nu știu, oricum la mine e ceva foarte complicat. Eu sunt foarte, pe bune sunt, nu mai spun nimic în jurul meu. La modul, mă deranjează orice, găsesc defect în orice, am devenit foarte pretențioasă. Și
Adică, știi, înainte eram așa, mă mulțumeam cu puțin, treacă, meargă, ce o fi, nu. Acum prefer să, nu știu, să stau singură, dar nu doar ca relație. Așa, să stau singură, fără oameni în jurul meu, decât să fie și să mă încarce negativ, să-și dea prietena cu părerea că nu fac eu bine, că până la urmă fiecare își trăiește viața cum vrea și indiferent de ce ne spun cei din jurul nostru, cum facem cum ne taie capul și până nu ne dăm noi cu capul, nu. Știi? Așa se întâmplă de fiecare dată. Da, așa că, da. Eu îl țin în preajma mea, dar când mă apucă pe mine, stau singură, mă pun în cameră, stau singură, îl las în pace. Știi? Și el te lasă în pace? Da. Dacă ar fi să nu prea mă las în organizezi pace. O petrecere și să-ți cânte Ana, ce melodie ți-ar plăcea să-ți interpretezi? Mă. În Italia se cântă altceva. Aici, da. În România, muzica este diferită. Fratele meu manelist, îmi plac manelele. Așa, ce mane ai? Da, și populară. Nu știu, pe cine asculti? Dă-mi și tu exemple de artiști. Principal, pe Cosel Biju, Iuli Neamțu. Mai nou Babașa, că e valul ăsta cu Babașa. Da. Favorită. Da. Nu știu, avem o glumă între noi cu... Ce glumă? Aia cu Viața mea nu e un aeroport. Ah, da. Viața mea e o piesă. Viața mea nu e un aeroport. Cine pleacă să plece de tot, așa spune piesa. Și cum el în perioada asta e într-o... Foarte bune versuri. Da, da, versurile sunt foarte bune. Dar cum el e în perioada asta în care nu știe ce să facă, să plece, să se întoarcă, da. Cu cine să rămână, ce să știi, e... E greu să iei o decizie de genul ăsta, nu? Ai trăit într-o țară atât de mulți ani, te-ai obișnuit cu locurile, cu mentalitatea. Să te întorci aici, una este să fii în vacanță, alta este să rămâi definitiv. Îți trebuie să reflectezi mult la decizia. Dar mi-a fost mie greu când am plecat 8 luni de zile în Italia, am fost plecat, am și lucrat acolo. Și te-ai întors. M-am întors, bineînțeles, oricum gândul meu era, mamă, gata, acolo rămân, nu, renunț la muzică. Ce lucrai acolo? Am lucrat în call center, în limba italiană. Și am lucrat într-un bar și un restaurant, în restaurantul mamei mele, de fapt nu al mamei mele, unde lucra ea. Acolo lucram 4 ore și mai mergeam la un bar din ăsta, din centrul localității unde stăteam, pentru că nu e chiar Milano, Milano e, cum mai spune, Buftea. Da, e lângă. Împrejurim. Da, în împrejurim. Și am mers acolo și am lucrat, mergeam 4 ore cu 4 ore, dar să știi că mi-a făcut foarte bine, pentru că am făcut lucrul ăsta când eram atunci în depresie, știi? Și m-a ajutat foarte mult, adică am cunoscut tot felul de oameni, am conversat, am ușor am ieșit din stare. Dar uite că m-am întors, nu pot să stau fără să cânt, nu pot. Ai fost, știe lumea că ai fost într-o depresie atunci. Da, a trecut, foarte... slavă Domnului. El te-a ajutat? Ai ajutat-o cu un sfat, cu un telefon? Am fost în Italia în perioada aia cu depresia, după cum spuneam, și era acolo, da. Nu știe sărac cu toate stările de atunci, a fost traumatizant cumva și pentru el. Poate e un cuvânt prea mare, dar e greu să... Așa este, un frate trebuie să-ți fie aproape în orice moment și câteodată la greu te apropii și mai mult. Da, corect. Acum lucrurile și norii negri s-au risipit. Corect. Tu ești ok, ai rămas în România, vrei să te dedici mai mult muzicii, da. Spuneai. Da, mai ai da, de luptat da. Cu acea casă. Da, nu știu, sunt așa de câțiva ani întrebarea asta, să o vând, să nu aș vinde, adică momentan mă descurc să achit rata și să o întrețin. Rata? E 400 de euro pe lună, dar că eu fiind singur în apartament, sunt și alte costuri, na, apartamentul fiind mare, ajung. Lumină, gaze. Da, ajung lejer la 800, poate chiar 1000 pe lună cu casa. De euro. Este casa ta și a tatălui tău și da, nu vrei să renunți la cum ea. Am spus de teori, cum am spus de teorie, nu a avut timp să se bucure de casă, știi? Pentru că în iunie 2016 a luat-o și în septembrie 2016 a decedat. Dar s-a chinuit totuși să dea și el un avans, să facă împrumutul ăla și foarte bine că împrumuturile nu se mai obțin atât de ușor. Avansul ăla totuși a fost și el o sumă, 20.000 de euro. Atunci încă erau bani. Vorbim de acum 8 ani. Și acum sunt bani, dar eu mai am, nu mai am foarte mult de dat la casă, mai am 26.000 de euro. Da, 26. Adică nu e o sumă mare. Eu dacă în următorii ani reușesc să progresez muzical așa cum am început
consider eu că dacă anul ăsta am intrat cu o formație bună și am avut evenimente, ușor, ușor o să progresez și mai mult și o să fie și mai bine și o să reușesc să plătesc casa mai repede. Dar acum 2 ani cred că am spus eu că o să vând casa prima oară, 2-3 ani, în fine, când eram eu în fosta relație, lucrurile nu stăteau la fel de bine ca acum pentru mine, nici psihic, nici financiar, nici din niciun punct de vedere. Și de-aia am spus că aș vinde-o. S-au mai schimbat lucrurile de atunci, acum sunt mai bine, mă descurc. Ești mai bine, te descurci. Poate o să locuiți... Eu văd chestia asta, adică eu dacă aș vinde apartamentul ăsta, aș face numai în momentul în care aș termina de achitat. Da, sau aș termina de achitat și mi-aș cumpăra o garsonieră sau două garsoniere, una aș băga la închiriat, adică aș face, ai face ceva. Ceva din chestia asta. Aș investi banii altfel, știi? N-aș mai lua doar un apartament mai scumpicel și cam atât. Doar să e mă lăfăi, știi? Aș investi. Da, deocamdată da. Rămâi cu casa. Momentan o să o plătești, sunt aici, da. Cu siguranță o să duci totul până la final. Da, acum, la sfârșit de emisiune, aș vrea să te mai întreb ceva legat de Aurelian Preda. Se apropie data asta de 27 septembrie. Te-ai gândit să faci ceva la Mănăstirea da, Berve? Da, ca în fiecare an. Din 2016 până în prezent, în fiecare an, în jurul dății de 27 septembrie, am făcut pomana. Anul trecut a fost pomana cea mare de 7 ani. Pentru mine a fost la fel ca toate celelalte, pentru că oamenii au fost la fel de puțini. Nu s-a schimbat nimic. Singurele pomeni în care au fost mai mulți oameni au fost primul an. Poate și al doilea, dar oricum așa la început. Și voi face în continuare la fel. Pe mine mă interesează, în primul rând, mulțumesc tot timpul. Chiar dacă nu mai am aceeași legătură cu părinții de la Mănăstirea Dervent, dar asta din cauza timpului. Când eram mai mică, mergeam mai des, eram doar la școală și atât, stăteam cu săptămânile acolo. Acum nu mai pot să fac lucrul ăsta, dar îmi sunt în gând și în inimă, mai vorbesc cu ei din când în când, le mulțumesc pe această cale că au grijă de mormânt, mă duc și eu cu ce pot de fiecare dată când pot. Acum, da, urmează pomana de 8 ani de zile, o să fac în fiecare an, atât timp cât voi trăi acolo, o să merg. Măcar atunci și de ziua lui, dacă nu pot tot timpul. Măcar atunci să ajung. Așa aș merge mai des. Dar când o să am mașină, o să las tot să mă duc mai des. Eu deja mă văd în mașină, mergând singură, n-am niciun stres. Dar o să fie lângă mine mama, probabil și el o să vină, că am înțeles că o să se întoarcă până atunci. Tu vei pleca în Italia? Da. În câteva zile și te vei întoarce să fie sora tatălui meu, mama, sper să ajungă. Sper că o să fie, mă rog, e unchiul meu din America, tot așa, la Curtea de Argeș și eu. Acolo, știi ce mă bucur cel mai mult? Că intervin și cred că tatăl meu s-ar fi bucurat foarte mult și chiar voiam să vorbesc despre lucrul ăsta. Noi, la Curtea de Argeș, unde tatăl meu a copilărit și s-a și născut, și sora lui la fel, casa se împarte în două, cum ar veni, a surorii lui și a mea, partea mea, adică partea tatălui meu. Vreau să spun că lucrurile datorită unchiului meu din America, Romi, datorită mamei mele, datorită bunicii mele și așa mai departe, au evoluat acolo și am florit totul. Unchiul meu și-a cumpărat casă peste drum, adică eu merg mult mai des față de cum mergeam când trăia tatăl meu acolo unde el a copilărit, la țară, la Curtea de Argeș și cred că, nu știu, și mamaia mea, cea care m-a crescut, mama tatălui meu, când vede că știi, s-au strâns toți copiii da. Acolo, toți copiii lor. De bucurie. Exact. Mi se pare super faptul că ei au păstrat acest lucru și în principal unchiul meu, Romi, el a ținut, cumva strâns. Deci noi ne-am strâns acum 2 săptămâni, acolo la Curtea de Argeș, efectiv toți. Am avut 10 verișori, m-am dus, adică am inclusiv 10 verișori, da, inclusiv Aurelian. 10 verișori și când am ajuns le-am luat de la toți câte ceva, le-am făcut plăsuțe cu dulciuri, cu jucării și m-au așteptat ca pe Moș Crăciun pentru că eu sunt cea mai mare dintre ei. Vorbim de copii fraților mamei mele și nu știu, a fost așa o bucurie să-i văd pe toți și cred că tata s-a fi bucurat extraordinar de mult. Chiar dacă toți muncesc și au viețile lor, n-au uitat de unde au pornit, pentru că toți s-au născut acolo. Adică pare paradoxal, dar moartea tatălui tău i-a unit mai mult familia. Măi, să știi că da. Da, pentru că eu nu am copilărit cu ei, eu nu am fost crescută de ei, eu nu am crescut cu ei, eu i-am descoperit foarte târziu, îi știam doar ca pe niște verișori și atât, dar uite că m-au primit cu brațele deschise în
familia asta, practic familia mea de sânge, dar m-au primit cu brațele deschise după atâția ani de zile și e frumos, e o altă senzație să te știi cu cineva pe lume, știi? Așa este. Să... Uite, inclusiv cu fratele da, tău, că și v-ați apropiat foarte mult după moartea tatălui. Da, clar, 100%. Și acum, de când a crescut el, și-a realizat mai mult. Și-a realizat, o să fiți și mai uniți. Iar Doamne, data ajută. Viitoare, când o să ne revedem, poate și în aceeași formulă, cu siguranță o să mai povestim cu mare drag alte lucruri care se vor petrece în viața voastră. Cine știe, poate are o nouă iubită, tu un nou iubit. Da, Doamne ajută. Se deschide așa și un restaurant. Fi. Doamne ajută ca totul să fie. Să sperăm că așa se vor realiza lucrurile. Îmi doresc foarte mult, pentru că la muzică nu o să renunț. Și deși toată lumea spune de ce nu mai cânti muzică populară, de ce habar n-aveți voi ce surprize vin abia acum când mi-am așezat și eu toate lucrurile. Abia aștept, chiar abia aștept. Dar vorba multă sărăcia omului. Ei, o să vedem cu ce concrete surprize muzicale o să vină Ana. Și în perioada sărbătorilor poate facem o emisiune în care doar să cânți. Doamne ajută, chiar îmi doresc. Tu știi să cânți? Sub duș. Da, nu contează, o să-i fii mereu aproape. Da. Vă mulțumesc mult, îți mulțumesc. Noi vă mulțumim. Mult, Ana, îți mulțumesc mult, Aurelian. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de mine astăzi și ați fost părtași la această poveste a lor, o poveste pe care nu o știam nici eu, nici dumneavoastră. Vreau să-mi trimiteți foarte multe mesaje pe adresa noastră de YouTube Wow News și chiar să veniți cu sugestii pentru o emisiune viitoare. Până atunci, aveți o după-amiază cât mai plăcută și ne revedem curând. La revedere!